Unul dintre cele mai mari proiecte medicale ale Iașului intră într-o nouă etapă. Ieri a fost semnat contractul de achiziție publică de servicii de proiectare pentru construirea și dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii. Contractul presupune realizarea documentațiilor tehnico-economice din studiul de fezabilitate, inclusiv studiile aferente de viz general, documentații pentru obținerea vize, dar și alte documente. Valoarea contractului este de aproape 2 milioane de lei fără TVA, iar serviciile trebuie finalizate în 4 luni.